Bună ziua, eu sunt Camelia Chira și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Începând de acest an vom face matematică împreună. În această lecție vom face sisteme de ecuații liniare rezolvate prin metoda reducerii și o să luăm un sistem format din două ecuații și prima va fi 2x plus 3y este egal cu 5 și 2x minus y este egal cu 1. Și o să-l reducem pe y. Și ca să putem să reducem y-ul, o să lămulțim această ecuație cu 3 și vom avea o să scriem din nou, deci 2x plus 3y este egal cu 5 și acum această ecuație o înmulțim cu 3. 3 ori 2, 6x minus 3y este egal cu 3 ori 1, 3. Tragem linie și le adunăm. Adunăm termenii cu x, termenii cu y și termenii liberi. Și o să avem 2x plus 6x, 8x. Aici adunăm 3y cu minus 3y și se reduc și este egal cu 8. Și o să avem x este egal cu 8 supra 8, deci 8 de împărțit la 8. Scoatem x-ul din această ecuație, deci x 8x este egal cu 8, echivalent. Și o să fie rezultatul nostru x egal cu 1. Și acum, în a doua ecuație de aici, o să înlocuim x-ul nostru cu 1. Și o să luăm 2x minus y este egal cu 1. Și o să înlocuim x-ul. Deci 2 ori 1 minus y este egal cu 1. O să trecem termenii cu y în partea dreaptă și cei fără în partea stângă. 2 ori 1, 2. 2 ori 1, 2. Minus, deci îl trecem pe 1 cu semn schimbat, cu minus 1, este egal și y-ul nostru, îl trecem cu semn schimbat, cu plus aici. Este egal cu y. 2 minus 1 ne dă 1. Este egal cu y. Și rezultatul la sistemul nostru este x egal cu 1 și y egal cu 1. Și dacă vom înlocui x-ul și y-ul în sistemul nostru, deci 2 ori 1, 2, plus 3 ori 1, 3 egal cu 5 și 2 ori 1, 2 minus 1 ne dă 1. Acesta este exercițiul de astăzi. Vă aștept cu comentarii dacă nu ați înțeles ceva. Și ne vedem cu următoarea lecție. La revedere!